Conferința anuală privind progresele înregistrate în implementarea programului Interreg România-Bulgaria a avut loc astăzi la Drobeta Turnul Severin. În județul Mehedinți, beneficiile cooperării transfrontaliere s-au văzut în localitatea Husnicioara, care a beneficiat de bani de la Uniunea Europeană prin intermediul acestui program. Evenimentul a reunit reprezentanții autorităților locale române și bulgare. Conferința a reprezentat un prilej pentru beneficiarii programului de a prezenta participanților din România și Bulgaria importanța cooperării transfrontaliere la nivel local și regional pentru o mai bună implementare a politicii Uniunii Europene. Prezenții la eveniment au fost autorități locale din Drobeta Turnul Severin, dar și reprezentanții bulgari ai proiectului. Astfel au fost evidențiate beneficiile cooperării dintre cele două state partenere, precum și modul în care programul a contribuit la îmbunătățirea calității vieții din regiunea transfrontalieră prin proiectele implementate în comun. Tot în cadrul proiectului din municipiul Drobeta Turnul Severin am beneficiat de mașini și utilaje care sunt necesare în asemenea situații. Cele mai importante fiind două autocaramane, două autobasculante, un cipul, un excavator, dotate pentru orice situație și pentru orice dramatim. Terminam ce în conferințe de lucrări tezii cu sugenie să ocupere titlului, în aproape multă povești populară, de znaie tuturor de să fie. Unul din scopurile principale acestei conferințe este să facă rezultatele acestor proiecte vizibile și înțelese pentru mai mulți oameni. Astăzi și de aici cu rezultatele părgătorilor proiectelor să se drăjanie, să vземem în propriul pocetă fremenții răzviști termeni și să reexemnăm în teatru cu se drăjanie. Eu personal am fost impresionat de rezultatele proiectului, cred că primul sau al doilea era în legătură cu luarea probelor de sol pentru fermier și testarea acestor probe în ceea ce privește contaminarea solului cu diverse substanțe. Un mare proiect de reabilitare și dezvoltare prin programul Interreg România-Bulgaria cuprinde și județul Mehedinți, mai exact localitatea Husnicioara. La nivel de UAT județul Mehedinți, președintele Aladin Georgescu a fost cel care a inițiat să depunem acel proiect pe infrastructură, drumul 607A la Husnicioara, drumul care chiar necesită o reabilitare și o modernizare. Am reușit, am câștigat acest proiect, dar la momentul când se începe implementarea, o porțiune s-a prăbușit de câteva sute de metri și a fost nevoie de schimbarea soluției tehnice. Am reușit și acest lucru cu ajutorul atât a AME-ului cât și a Biroului Regional, dar și a AME-ul, să fie de acord cu schimbarea soluției tehnice. Practic s-a făcut o variantă, se va face o variantă ocolitoare. Deci este absolut benefic acest program. Vor urma și alte proiecte în perioada 2020-2021. Conferința pentru programul Interreg România-Bulgaria este organizată anual și vine să marcheze și Ziua Cooperării Europene, care anul acesta s-a desfășurat sub deviza Europa ești tu.